Temperaturi de primăvară în plină iarnă la malul mării. În această săptămână, mercurul din termometre nu va arăta mai puțin de 11 grade Celsius nicăieri în județul Constanța. Miercuri și joi va fi și cel mai cald, fiind așteptate temperaturi de până la 20 de grade Celsius în anumite regiuni din Dobrogea. Vremea normal de caldă pentru mijlocul iernii la Constanța. Turiștii, dar și constanțenii profită de vremea bună pentru a admira marea în mijlocul lunii ianuarie. Dură foarte ciudată pentru vremea aceasta. Este foarte cald, ar trebui să fie mult mai frig. Având în vedere că noi suntem din nord, din Neamț, acolo de obicei la vremea aceasta era undeva de minus 12, minus 13 grade. Superbe! Superbe, în ciuda faptului că nu e normală vremea, dar sunt superbe. Noi ieșim la plimbare și dacă este frig, dar cu atât mai mult cu temperaturile astea. Nu e regulă pentru vremea asta, pentru ianuarie, dar asta e. Face bine la sănătate, dar nu este bine. Așteptam să vedem țurțuri de gheață. Nu ghiocei. Deși mulți constanțeni s-au bucurat de soare și s-au plimbat pe faleză și pe malul mării, meteorologii sunt îngrijorați din cauza vremii mult prea calde pentru această perioadă, care ar putea depăși recordul ultimilor ani. În Dobrogea vremea va fi deosebit de caldă. Spun asta pentru că pe parcursul zilei de mâine, miercuri, 18 ianuarie, și chiar și pe parcursul zilei de joi, este posibil ca în vestul Dobrogei temperaturile să urce până la 20 de grade Celsius în timpul zilei, în condițiile în care normal pentru această perioadă ar fi ca temperaturile să se situeze undeva între 1 și 4 grade ziua și noaptea temperaturile să fie negative, respectiv între minus 5 și minus 2 grade. Meteorologii mai anunță și un cod galben de vânt pe litoralul românesc începând de astăzi și până joi, 19 ianuarie.